Mă bucur tare că am reușit acum de că și nervoasă și mă bucur că încă este energie activă în biserică și la mare și aș vrea să vă spun să vă fie frică de vremea în care vreau să mai auziți scârce de copii în adunat. Mă bucur că sunteți așa de încurcător și de dor să ascultați cuvântul Domnului. Acum o să încerc iertare dacă nu mai repeta câteva din cele care le-am spus la becerul, dar vreau să vorbesc câteva cuvinte legate de acest dregător bogat și mă gândeam să vă întreb ce părere aveți, era un duhovnicesc sau nu era un duhovnicesc dregător? Dacă își punea în fel de întrebări, ce se fac să mă fie viața veșnică, era un om duhovnicesc. Mai și la dregător. Un dregător era un funcționar public. Nu știu dacă lucra în primărie, sau dacă lucra la guvern, sau dacă avea legături cu Pilat, dar în orice caz, fiind dregător, de bună înseamnă că avea o funcție înaltă în stat. Deja mi-aș vrea simțit Andrei astăzi la Simionești. Că sunt tare puțini dintre dregătorii noștri care au preocupări duhovnicești. Tare puțin. Nu zic că nu sunt deloc. De exemplu, nu știu dacă ați văzut, a fost invitat Părintele Tofan în Parlament, să vorbească și asta de bună înseamnă că numai un om care are și preocupări duhovnicești a putut să-l ridic. Și nu a fost deloc comod cuvântul lui. Deloc comod. Astru și eu atins pe tot parlamentar. Cred că și pe aceea că m-a invitat. Dar faptul că un dregător are preocupări duhovnicești, ar trebui să ne dea de gândit că nu l-am ridicat. Era într-adevăr bogat. Și nu doar că avea preocupări duhovnicești și se întreba ce se fac să moștenesc viața veșnică, ci chiar păzea poruncile. Știa poruncile. Deci cunoștea legea. Dar simțea că înăuntru lui mai trebuie ceva. Nu era mulțumit cu starea lui. Ba, probabil că ajuns dregător, a pornit de la anumit nivel. Da, a făcut o anumită școală, de lângă unii învățați. Și fiind un om capabil, s-a tot bătut, s-a dat silința și mă, parcă aș putea mai mult. Parcă aș putea mai mult. Până când s-a ajuns la funcția la care dorim. Nu așa facem și noi. Vrem să ajungem ceva, învățăm mai mult, depunem efort, ne străduim mai mult. Ei, așa au gândit el și în viața duhovnicească. Măi, parcă ceva. Deci, împlinea toate poruncile, hai să ne gândim că nu erau ușor să plădești toate poruncile din Vechiul Testament. Eu am zis, dacă am luat să le analizăm așa, poruncile care zice Mântuitorul aici, să nu săvârșești adulte, deci nu curvi așa. Să nu ucizi. Nu omora, nu făcea abonă, nu provoca la chestii de genul ăsta. Să nu mărturisești strâmb, de ce înseamnă asta? Să nu minți. Deci omul ăsta nu minți. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Cât dintre noi puteți să ne lăudăm, mă? Pe tata și pe mama i-am respectat întotdeauna. De când am fost mic, nu i-am supărat cu nimic. Omul ăsta putea să se laude cu lumea acestea. Și acum iar întreb, era un duhovnicesc sau nu era un duhovnicesc? Zice, toate le-am păzit cu interesele mele, toate poruncile astea, le știu, Doamne, le-am citit, le-am păzit, dar simt că lipsește ceva. Nu mi-aș ajunge legea Vechiului Testament. Aici este. Nu-i suficientă legea Vechiului Testament pentru mine, trebuie ceva plus. Și Mântuitorul zice, răspunsul e foarte scurt. Dacă vrei să fii desăvârșit. Sau, încă una mai diferită. Deci nu le-avea pe Doamne. Cum? Păi, din cele care le scriam din ele, aveam pe toate. Și totuși Mântuitorul zice, însă una lipsește. Ce-i lipsea? Starea aceea duhovnicească, nivelul acela de săvârșit, acela e maxim. V-am mai spus și la studiul Biblii și de alte versuri, părinții bisericii împart în trei categorii viața duhovnicească.
iluminați sau prima dată cei care l-au cunoscut pe Hristos, s-au luminat, după aceea cei care s-au despătimit, desăvârșit. Deci sunt trei crede. Dar până acolo, deci astea, cele trei crede, încep doar la în momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos. Băgați de seamă. Deci nu poți să fii iluminat dacă te-ai întâlnit cu Hristos. Era imposibil. Bine, acum, în epoca primară, iluminarea era împreună cu botezul, pentru că majoritatea se botezau la o vârstă adultă, că nu aveau părinți credincioși. Și atunci, întâlnirea lor cu Hristos, nașterea lor din nou, venea în același moment cu botezul. Deci acolo era iluminarea. S-au întâlnit cu Hristos. Și de acolo mai trebuia să urce până la îndumnezeit sau desăvârșit. Și Mântuitorul zicea, vrei să fii desăvârșit. Dar el nu era iluminat. Da. Bun. Și zice, vine să vede. Asta era boba lui, problema lui. Mă vreau să vedem un pic de ce nivel suntem noi, cum omnicești. Pentru că, vedeți, în orice domeniu, dacă vreți, sunt anumite niveluri. Vechiul Testament, întreabă mulți, cum e Vechiul Testament, că mai ține, nu mai ține, ce-i cu el? E bun sau nu-i bun? Și unii zic, e bun, e foarte bun. Și alții dau pe Vechiul Testament și nu mai de Vechiul Testament despre el. Și vin alții și spun, bă, Vechiul Testament nu mai e bun, noi nu mai ținem nimic, că de acolo nu mai avem nicio treabă, că el deține numai Noul Testament. Nu intru acum în amănunte care sunt ăștia, că e divinitatea voastră, nu știu. Sfântul Clement Alexandrin, în termen roman, în secolul II, zice că Vechiul Testament este pedagog spre Hristos. Ce înseamnă un pedagog? Un călăuzitor, numai învățător, numai de informație. Te călăuzește, te formează, te pregătește, te educă spre Hristos. Și acum să vedeți de ce spun lucrul acesta. Mântuitorul zice, n-am venit să strâng legea și să o împlinesc. Țineți minte versetul ăsta, e foarte bine. N-am venit să strâng legea și să o împlinesc. Și de aici aplicăm cu toate celelalte. E bun sau nu e bun Vechiul Testament? Deci Mântuitorul n-a distinția Vechiul Testament, s-a băgat de seamă. Nu. Și acum luăm pe rând. Vă spuneam la câteva decenii că a venit un profesor de matematică la Mântuitor foarte frământat. Așa. Dacă e valat din botez, dacă poate să se mântuiască aici sau dincolo, sau umbla pe la mai multe denominațiuni din astea creștine. Și m-au bulversat cu proroci, cu tot felul de zăpăceri dintre astea și m-au băgat, zice, nu mai știu cine s-a încărcat. Deci, cineva de la Pentecostal m-a spus să trag la sorți. Și mă întreabă ce părere are de trasul la sorți. Păi zic, trasul la sorți era într-adevăr de Vechiul Testament. L-au folosit și apostolii. Dar Mântuitorul i-a făcut un pic de apostoli să vadă că el mai presus decât inclusiv tragerea la sorți. Aduceți aminte cu Matia și cu alegerea lui Pavel, care el a fost de fapt al 12-lea în locul lui Iuda, la modul practic, concret. Bun. Și el trage la sorți din ce? A pus bilețele cu toate religiile care le cunoștea el. Știi ce a ieșit? Oastea Domnului. El nu știa că oastea Domnului e altceva decât o cunoscut. A rămas venit așa, trebuie. Bun, hai, dar cum se poate? Bun. Să vedeți cum pune problema. Păi uite, de când ăștia citesc în Scriptură, fac așa, foarte bine, am zis la BC. E foarte rău pentru noi că nu citim suficient. Nu e rău pentru ei că citesc. Și acum să vedem. Păi să plecăm de la versetul la care m-am citit. Cine scrie legea și cine o împlinește? Și de acolo. De acolo trebuie să plecăm. Nu că băbatul cu pumnul fiecare e legea bună și adevărată. Mântuitorul zice, n-am să scrie legea ce se împlinește, da? Bun. Luăm epistola către Evrei, capitolul 8, în care Sfântul Pavel vorbește mai multe despre Hristos, Arhiereul cel veșnic, face comparații cu ceea ce era în Vechiul Testament și el zice acolo foarte interesant că toate rânduielile acestea Dumnezeu le-a dat lui Moise după chipul celor cerești. Și mergem în Vechiul Testament, în Ieșire, capitolul 25, și vedem că Dumnezeu
îi dă lui Moise proiectul Duhului Sfânt cu tot ce ține de el. Adică, cum să fie aranjat toate în corpul Sfânt? A fost acum intrarea în Biserica Maicii Domnului și acum se vorbește despre aranjarea asta, pentru că era templul sau corpul, avea o parte care se ne-a sfânta și altă parte în față care nu în altar, acum se ne-a sfânta sfintelor și avea curtea. Deci, este foarte important lucrul acesta. În templu, nu intrau credincioșii niciodată. Am rămas foarte bine când am aflat prima dată cu Dumnezeu. Nu intrau niciodată credincioșii, n-aveau voie. Intrau numai preoții. În Sfânta Sfintelor, nici preoții n-aveau voie, niciodată. Intra o singură dată pe ala Dumnezeului și atunci cu jertfă. De aia, intrarea Maicii Domnului în templu, în biserică, a fost o minune adevărată, pentru că toți au rămas uimiți ca preducerii de Arhiereu care au fost pe treptele templului ca să ducă în chilie, în curtea templului și au trecut că Dumnezeu a intrat în biserică, nu au cum e curat să intre după ea. Și au intrat până Sfânta Sfintelor, până în altarul de la Maica Domnului. Și ăștia cu tremura că știau să moară, pentru că cine intra acolo murea. Și Arhiereii care aveau anumite păcate, multe, trebuie să nu mă felicitesc acum în amănunte. Arhiereii au niște clopoței pe marginea veșmântului. Știți de ce? Cei care aveau anumite păcate, mureau în Sfânta Sfintelor când intrau atunci odată pe ani. Și când preoții auzeau că nu mai spune nimic, nu se mai mișcă pe acolo, nu mai dă cu cădelnița, nu mai spune clopoței, înseamnă că muri. Rugau un cârlin, aveau curea să intre. Și îl trăgeau afară cu un legumor de acolo. De aceea s-au minunat toți. Ce spun lucrul acesta? Revin. Noi, în biserică, n-am stricat legea pe Sfântul Testament. Am împlinit-o exact cum a făcut Hristos. Cu toate câte le-a arătat Dumnezeu lui Moise. Așa zice Sfântul Pavel și în ieșire. Că Dumnezeu a arătat lui Moise proiectul cortului după ceea ce se întâmplă în Împărăția lui Dumnezeu. Adică așa cum sugeți îngeri în Împărăția lui Dumnezeu, așa să sugeți și voi pe pământ. La prins Hristos, cum se desăvârșește legea? Toată lumea face un pas în față. Credincioșii din curtea templului intră în biserică. Preoții din biserică intră în altar. Dar tot cu același culoare al templului, cu aceeași teamă, cu aceeași frică. Pentru că acolo e slava lui Dumnezeu. Apoi, de unde au apărut veșmintele preoțești? Păi tot Dumnezeu i-a spus lui Moise. Mă întreba profesorul acesta, de ce la oastea Domnului pot să predice și cei care nu sunt preoți? Că în Vechiul Testament, dacă n-am stricat legea Vechiului Testament, atunci păstrăm cu totul și atunci numai preotul trebuie să predice. Păi zic, hai să o lăpărăm. Predica de unde se duce? Din altar sau din fața? Păi din fața. Să vezi? În fața altarului, ce se face din fața iconostasului, poate să facă oricine. Numai ce se face dincolo de iconostas, poate să facă numai preotul Cașor, învăind Dumnezeu lui Moise. Și așa s-a păstrat. Și bine, sunt foarte multe argumente privind aceasta, pentru că și în epoca primară erau, zice Sfântul Pavel, erau un preot, erau învățători, erau proroci, erau mai multe categorii de oameni. Creștinii erau și învățători, dar nu erau preoți. Moise ce? Era preot sau nu? Nu era preot. Vorbea cu preot, sigur că vorbea cu Dumnezeu cu oricine. El făcea legătura cu Dumnezeu, dar nu era preot. L-a pus pe Aron, nu rezi să fie preot. Dacă de el se vede unde tot de acolo de la Moise. Deci toate învierele care se fac în biserică în ziua de astăzi nu sunt altceva decât desăvârșirea pe care a făcut-o Hristos. Și acum atenție. Ca să înveți să scrii, mergi la grădiniță, faci bastonașe, leculete, liniuțe, de toate felurile. Sunt alea scris? Nu sunt scris. Dar te ajută foarte mult să ajungi să poți să scrii frumos. Sau, întrebați pe sora Adrian, ca să înveți un copil să vorbească, care are probleme. Trebuie stimulat la anumite sunete, la logoped, să fie provocat la anumite chestiuni, până când își dă drumul la limbă și vorbește clar. Nu sunt vorbiri, dar sunt o fază incipientă, o provocare, un ajutor care îi se dă ca să ajungă să vorbească curat la un moment dat. La fel este Vechiul Testament. La fel este Scriptura. Când om ajunge să citească în Scriptură, el ajunge la un stadiu de începător. Când citim în Scriptură,
Când bâlbuim Scriptura, când vedem și înțelegem Scriptura, noi suntem la un stat începători. Treptele următoare vin după ce înțelegem toate, toate tainele Bisericii. Dacă Scriptura nu ne duce la a împlini legea a Noului Testament, n-am ajuns să fim desăvârșiți. N-am avut cum. Și vă dau un alt exemplu. Se aduceau jertfe de testament cu grămadă. În ce nu mai aduce jertfe? Viței, boi, oi, porumbei, da? E jertfa. Astăzi ne aducem pe masa altarului, cu fiecare liturghie, mielul, cel ce ridică păcatele lumii, zice Ioan Mântuitorul. Se aduce jertfă. Deci, dacă vrem să fim cu adevărat desăvârșiți, trebuie să luăm și lucrurile acestea, dacă ne lipsesc. Sau hai să vă dau un alt exemplu. Știți ce se afla în Sfânta Sfintelor? Era chivotul legii. Era o cutie mare în care se afla trei lucruri. Țineți minte care? Tablele legii, toiagul de aron care au trăsit și un vas cu mare. Trei lucruri esențiale. E asta noi ne păstrăm pe masa altarului, știți? Dar desăvârșite, adică nu în forma Vechiului Testament, ci în forma Noului Testament. Dar nu le-am stricat. De aia zic, cei ce strică legea, nu mai e după Dumnezeu de Hristos. Dacă nu ai altar și nu ai aceste lucruri și nu ai aceste taine, nu mai ești după Dumnezeu de Hristos. Și nu am venit să strică legea. Că cine vrei să strică legea? N-am venit să strică legea. Noi avem un loc de tablele legii. Ce? Evanghelia. Tablele legii cerii noi. În loc de toiagul de aron care a răstit. Ce avem? Ce era toiagul de aron? Era o botă pe care a umblat el zeci de ani, lemn mort, care l-a băgat în pământ și a învenzit, a răstit viață. Dar care e lemn mort care a răstit viață? Crucea. Crucea. Deci oamenii și toată lumea credea că Hristos e mort acolo, de fapt, El aduce în miele și viața adevărată prin cruce. Avem crucea și în loc de vasă cu mană, eu sunt pâinea, nu mai se va da mană cu fie. Și eu sunt pâinea care s-a coborât în cer. Da? E Sfânta Împărtășanie. Acestea noi le avem și le păstrăm și le deținem de o rânduială. De aceea, adică dacă vrem cu adevărat să fim desăvârșiți, trebuie să luăm toate, toate ale Sfântului Sfânt, Părinții Bisericii, când au gândit tainele acestea, nu le-au gândit de Dumnezeu. Le-au luat cu mulți de toate sunt biblice. Vă spuneam și altă dată și pe Părintele David Hudson, un american baptist care a venit în România să convertească România la baptism. Foarte bine pregătit, în toate domeniile. Știa Scriptura extraordinar de bine, muzică, foarte bine, cânta omul ăsta, foarte bine. Și la un moment dat zice, măi, ca să pot să-i atrag pe ortodoxi, să mă duc să-i studiez un pic, să văd cam ce mentalități au. O pornit cu gândul ăsta. Tot eu un dobitocit, eu mă dau pe la slujbe, eu am mențit în cap și ăștia nu au nimic biblic. Așa că mă duc să-i studiez și vin cu Biblia așa să ne prestam câteva versete și am zăbăcit. Și l-a luat Părintele Justinian, îl păi mai dat la catedrală. Și acolo, nu, din catedrală nu prea văzut mare lucru, și Părintele Justinian, de fapt Părintele Genul, a ajuns la Părintele Justinian și l-a băgat în altar. Dar ce n-avea voie să deci, o călcare de rânduiel binecuvântat. L-a băgat în altar și a început să facă pregătirea pentru Sfânta Liturghiei. Deci asta toate. Cum se taie frescura cu rugăciuni, cu la fiecare mișcare extraordinară. Omul ăsta era un mărmurit. Nici Părintele Justinian nu știa toate versetele din Scriptură care aveau legătură cu ce spunea el. El spunea că așa pot întâmpla la Părintele Dumnezeu. Omul ăsta zice, băi, extraordinar, dar tot ce a spus omul ăsta e biblic. Tot ce a făcut în Sfânta Liturghie e biblic. Face parte din tot ce am studiat eu, dar n-am văzut împlinit astea. Păi de ce? Păi dar nu se mai face așa. Și omul ăsta s-a convertit cu toată familia la ortodox și astăzi este preot ortodox în Statele Unite ale Americii. Puteți să vedeți mărturia pe asta. Deci, oartea Domnului a venit să-l provoace pe om crească din Dumnezeu Domnului. Noi suntem acum între două capoane. Nu știu dacă v-am mai spus, Părintele Serafin de la Cușeni, este dat un lucru care pe mine foarte tare m-a marcat. S-au dus câțiva oameni credincioși în putere a jos, să întrebe călugării de acolo dacă oastea Domnului de la Dumnezeu sau nu.
Și zice, ce ne mulțumim? Ăștia, noi am fost așa. Și înainte să ajungă la o mănăstire, dintr-o pădure iese un călugăr, fără să ne să vorbească nimic, și le spune, să știți că oasă nu e de la Dumnezeu. Dar, de aceea va fi lovită din toate părțile, pentru că diavolul a făcut un război puternic împotriva voastră. De ce? Pentru că voastră trebuie să țină legea și să o împlinească. Să desăvârșească legea Noului Testament. Și acum aici sunt problemele noastre. Ziceam că suntem între două atacuri. Știți și fratele care am văzut în istoria unui jertfă despre aceste atacuri tot timpul. Între urs și leu. Tot timpul. Adică, suntem provocați de o parte în Biserica Ortodoxă să trăim numai formal. Și ce înseamnă să trăiești formal? Credința? Înseamnă să fii pus profesor universitar la facultatea de filozofie și tu să nu zici nimic. Înseamnă să fii ales într-o funcție, să se ți dea o funcție despre care tu habar nu ai. Înseamnă, vă dau un exemplu ce vine acum. Să fiu eu pus informatician, când eu spun eu am calculator acasă și știu să lucrez pe calculator, dar eu n-am făcut nicio programare pe calculator, niciodată. Asta înseamnă să fii creștin ortodox, să ți se dea toate ale ortodoxiei, dar tu să nu știi nimic, să nu știi citit în Biblie, habar să nu ai de ce se întâmplă la Sfintele Slujbe, să mergi numai de formă, să nu trăiești absolut nimic de acolo. Exact același lucru. Și cealaltă extremă, cealaltă apucătură, este citim Scriptura și să ne mulțumim cu Scriptura. Adică, să mergem la grădiniță, să zicem, măi, ce faci să facem bastonașe și linguțe, să ne fascineze bastonașele și linguțele și să nu vrem niciodată să mergem mai departe. Exact asta a făcut Sfântul Bogat. Deci, Doamne, păi dacă tu ceri acum ceea ce lipsește, eu mă, o plecat. S-o rușinat. E greu. Cuvântul ăsta e greu pentru fiecare dintre noi, pentru mine și pentru dumneata. De ce? Că e ușor să vorbim despre bogăție, că în biserică nu vin mulți oameni bogăți. Asta e adevăr, asta e realitate. Ce simplu să vorbim probleme altora? Dar ce vrei să vorbesc probleme și mele? Întrebam pe copii la studiul de Biblie. Care om doarme mai liniștit? Unul care are foarte mulți bani sau unul care e sărat? Și a zis, păi eu aș părea, dar de ce? Nu doar de grijă. Care trebuie să-și facă mai multe chei și mai multe lacăte? Ăla bogat sau ăla sărat? La bogat. Care trebuie să cumpere câini de pază? Care trebuie să aibă gardă de porc? Să aibă mașină blindată? Păi, cu cât ai mai mult, cu atâta trebuie să te stresezi mai tare, să-ți plătești averile. Care doarme mai liniștit? Are contul în bancă, o dată în banca falimentă. Sau la care nu are nimic. Vedeți? Asta e bogăția. Da. Mă duc un pic și mai departe. Care om poate să fie liniștit din omul cerșe? Acela care zice, mă, i-au primit o parte din Scriptura, așa că n-am nicio problemă. Sau aceea care zic, mă, ceva nu cerșe. Și trebuie să văd lucruri care lipsești în viața mea. Părintele Iosif Clipa, asta trebuie să facă cu provocarea asta zornicească. Să ne vedem fiecare lucruri ca să lipsesc. Și la fiecare lucru ce știu ceva, că dacă nu ne-a lipsit să știu cum oameni cu obicente și ar să ascunde lumea ca la miere în biserică. Așa trăiau frate de femeie, de aceea erau atât de femeie. Pentru că nu ne lipseau lucruri. Noi ne lipsesc, din păcate, ne lipsesc foarte multe și nu ne dăm seama. Nu realizăm câte ne lipsesc în viața noastră. Vă dau un alt exemplu. Până acum, spuneam că eu cu bani în malărumie n-am probleme. Când am, așa, când nu mănânc, nu sunt obsedat cu mâncare. După ce am ascultat în cuvânt al unui părinte duhovnicesc, am zis, bă, dar am probleme grave, dar de ce? Păi el zice așa, păi dacă mănânc ce trebuie, câte o gustărică așa, câte ceva, înseamnă că ai probleme cu patima în bâlbări. Dacă nu ești mulțumit de orice mâncare ți s-ar pune în față, dacă ai comentat vreodată la mâncare și ai făcut moftul la mâncare, înseamnă că ai probleme cu patima asta. Da? Deci, ce călugări adevărat, ca să nu fie dependent de mâncare și nu au ce nu știu mâncare. Ia uite. Să nu facă moftul la mâncare niciodată. Nu, noi mâncăm, nu așa.
Părinte, Dumnezeu, într-un paisă de Cicopii, un om care m-a fascinat efectiv în ultima vreme, săptămâna cealaltă a plătit, el nu le dădea voie la călugă, la nici cu unul, să aibă mâncare în cheia lui. Era absolut interzis. Trebuia să mănânce cu toți, deci. Cât aveau mesele pe zi, de două, trei ori pe zi, mâncau cu toți și atât. Dar cum adice? Cât mergeți acasă și nu am mai găsit de frigideri, ce mai găsit aici? Mai găsit la debarat, hai că mai trebuie ceva dulce, sau părintele ăsta zice așa, mai în glumă. Zice, încă n-am văzut niciunul ca să mănânce între mese salată, să se îmbuibe cu salată. Nu, că se îmbuibăm cu lucrurile din astea, cu anumite din astea care ne desfătează simțuri, care ne provocă lucrurile acestea. Zice că suntem oameni provocești. Părintele ăsta zice, încă n-am văzut nicio religie de pe fața Pământului și îl cunoaște foarte bine, care să-și bată joc așa de post, cum își bată creștinul. Nu. Păi dacă vorbim despre nivelul de obicei, să știți că în epoca primară, până când nu te învățai să postești, până când nu citeai toată Scriptura, nici nu te prindea nimeni la botez. Nu te dea voie să te botezi. Dar la ce nivel de obicei să te dea? Care ne crede mare și tare. Ne crede oameni duhovnicești. Doamne, dar mie nu-mi lipsește nimic. Oh, câte ne lipsesc. Dacă am stat să ne uităm la Părintele Iosif, câte aș fi și el pentru Dumnezeu. Dacă am stat să ne uităm la comunitatea noastră, la legea noastră, la cât de greu ne este nouă să venim un ceas mai devreme și la vecere. Care e culpa Domnului, e legea Domnului, Sfatului. A venit să plinească. Apostolii erau nelipsite la templu, zice cartea patru apostolului. Erau nelipsite la templu, toate slujbele participate. Și de acolo e rânduiala Dumnezeu. Luată din rânduiala Dumnezeu. Și de aceea sunt foarte mulți sani și din Sfântul Dumnezeu de Sfântul. V-aș îndemna cu toată dragostea. Să te uitați să vedeți fiecare de aici ce vă lipsește. Și lucrul acela să vă fie povară. Să căutați că nu toate spatele din mine, să nu ce-ți dau mă mulțumesc, preferam să fie ceva mai ușor. Să mă lepăd de orice, dar nu chiar de averea mea, nu chiar de patima mea, nu chiar de pofta mea, nu chiar de ceea ce mă ține pe mine legat de pământul acesta. Și spuneam cu primă că eram mic în biscuita și eram pasionat să prind din pământul. Îi prindeam cu mâinile, legam cu toate de picior, că nu dea drum. Și îi spuneam asta, nu, că nu, 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 și ăștia se chideau nimeni. Nu erau văzut. Dacă nu aveam chef, iar le făceam de acolo. Exact asta o păsi bogat în Evanghelie. El credea că dacă citești Biblia, că dacă trăiești ce scrie Biblia, dar rămâne legat cu inima mai tare de bogăția lui, credea că e liber. Așa că și noi. Că dacă mergem la biserică, dacă mergem la lumea noastră, dacă ne-am lăsat de alcool și de tutun și de una și de alta, ne-am eliberat. Nu, nu. Ia-mi de Dumnezeu, cât e de mai largă în Dumnezeu acesta. Ce comunități avem noi? Cum zice cântarul? Nu lăsa să se odihnească trupul tău nici când. Ce s-a întâmplat? Nu mai fi. Să nu facem o nici la odihnă. Nu întreba cineva, dar nu ești obosit, mă merg la adunare, ești obosit. Ba da, sunt obosit și mă merg la adunare, da, după de ce? Mă duc să mă odihnesc. La adunare ne odihnim în suflet. În biserică ne odihnim. Dacă am trăit în Sfânta Biserică, vai cum ne odihnim. Pe așa Sfânt Vasile, fost preot în Mărășul, în cartier foarte mare și foarte adevărat cu mine. Îmi zicea, Părinte, știu, nu mă odihnim al meu. Dar de ce? Cum? În rest era plecat în copac, da? Dus la speștat, la unde la alta, trebuia să facă, întrebam. De ce ne-a învărânduială care are preotoare foarte puțin de spus cu voce tare. Dacă nu se poate de știi, se poate concentra la slujbă și asta era rânduiala început la biserică. Vă spuneam că țineau postul, trebuia să citească Scriptura, dar mai aveam și la rugăciunea de noapte. Deci trebuia să se roage noapte, unii creștini se rugau noaptea obligatoriu. Să nu fie robi ai somnului. Deci că sunt la mijlocul dintr-o cântare pronuncească, deci suflete al meu, pentru ce te-au început somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai numai și afară de Împărăție.
Vă spunea de Paisie de Bicicovski. Omul ăsta așa a trăit viața domnicească, citea Scriptura, foarte serios, traducea din Sfinții Părinți, foarte serios, dormea cam 3 ore pe noapte, în fiecare seară, venea și spunea la comună, într-o zi de spunea românește, în cealaltă zi spunea rusește, în cealaltă zi grecește, că avea călugă din toate cele 3 direcții, și români, și ruși, și greci. Știți că călugă s-a dat de călugări? 1000. Deci peste 1000 de călugări erau la mănăstirea Neamțului, încât au ajuns la de cele mai mari academii ai României. Pentru un om avorit care ce făcea? Citea Scriptura, postea la un lucru foarte serios, nu dormea, slujbe de noapte, asta nu e cine e mare. Să nu dormim noapte. Și atunci, normal că suntem obosiți ziua, să știți. Suntem obosiți pentru că dormim foarte mult. Da. Mă întreba, în altă de situație, și dacă când ești obosit, și dacă nu vei cafea ce? Viitor. Da. Vedeți că viitorul se retregea cu apostolul, îi vedea de estimat și facă ce? Primele viacuri astea erau, mai ales bine, cum și vremea de prigoană. Vremurile de prigoană nu se puteau întâlni ziua. Ziua mergeau la lucru, mergeau la lucru, și seara se întâlneau la templu și după aceea se duceau de la templu împreună și se rugau toată noaptea, aduceți-o unde de iubit, o adăugă, o atipită. O atipită. O căzut de la capul la trei. Că stăteau în 8-3. Cum erau frații noștri moartea Domnului la începutul de lucrări? Stăteau nopți întregi, până la 5 dimineața, stăteau în adunare. Nu obosea nimeni, nu pleca nimeni de acolo. Cum vă explicați lucrul acesta? Se așezau în genunchi și ziceau, unii bătrâni ce ne amorțeau genunchi de atâta rugăciune. De ceasul întregi stăteau la rugăciune. Veneau la ora de rugăciune și se rugau toți cei care erau prezenți la ora de rugăciune. Și nu erau 2-3. Dar foarte mulți. Dar de ce stările acestea de rugăciune? Pentru că oamenii au luat foarte în serios viața domnicească. Nu așa cum o luăm noi. Știți voi? Eu la mine mă gândesc. Eu în primul sunt departe de ce înseamnă să fii creștin. Dacă voi iluminat, dacă voi despătimi, dacă voi despătimi. Vreți să fii despătimi? Vreți să fii despătimi? Hai să ne ambiționăm, să-L punem pe Dumnezeu la treabă în viața noastră, să punem oiturile astea de trupuri, să-L lucre mai mult, să se ostenească un pic mai mult și după aceea vom vedea puterea